Ne-am întors la Brașov pentru partea a doua acestui meci semi-derby, să-i spunem, din etapa 8-a Ligii Florilor. Corona Brașov 13, Universitatea Craiova 17, o primă repriză în care Craiova a avut mai multe momente bune. Halim Bondar primește un cartonaș galben încă înainte de a începe repriza, pentru probabil seria de proteste la adresa deciziilor arbitrilor, și craiovencele încep cu gol. Această repriză secundă, prima acțiune a fost deja valorificată în gol. Claudia Pașcan este cea care a înscris din Inter. Milo Savljević. Milo Savljević, da. Dar Craiova a făcut 5 goluri deja. Și cred că e prima dată când are 5 goluri avantaj. Din nou un atac rapid, profitând de cele 7 secunde de inferioritate pe care le mai avea Corona. Marchează și cred că meciul e cam jucat din punctul meu de vedere. Încă o paradă a lui Darli Zogbi de Paula. Și, a 10-a. Da. A 10-a și, paradă pentru ea. Acum Craiova poate să facă 6 goluri diferență. Burcea Zamfir, 7 metri. Aruncase pe lângă poartă, dar după ce fusese acolo o neregulă, o apărare în semicerc. Și clar, brașovencele nu se regăsesc. Practic din minutul 13, când era încă 5-4 pentru formația brașoveană, a venit o cădere foarte abruptă. A mai fost un 8-8, au mai revenit fix atunci. Din acel moment totuși s-a rupt totul. Milo Savljević face acum 6 metri. Brașovencele trebuie cumva să piardă onorabil măcar frumoasă această acțiune, dar avem o portăriță mare formă. Darli Zogbi de Paula. Da, ea a dat startul revenirii Craiovei și a continuat pe această în prima repriză. Foarte bine secundată, aduți aminte și de Bianca Curmenț, da, care a avut două intervenții magistrale într-un moment în care Brașovul putea să se agățe. Da, sunt 13 parade. Practic, poarta Craiovei în acest moment are 50% procent. Fără enorm, discuție. Enorm. Lazm acum reușește faultată. Ce intercepție a avut acolo Lazm, o recuperare. Da, a intervenit bine, dar n-a reușit, nu face bine contraatacul Brașovul, sau nu poate să-l facă pentru că se repliază mult prea bine Craiova. Aici se face diferența, pentru că în atac pozițional Craiova n-a surprins neapărat. Foarte multe goluri marcate pe faze rapide, pe repuneri rapide, pe contraatacuri. La 17:30, Minaur Baia Mare cu SCM Râmnicu-Vâlcea, un alt meci foarte, foarte interesant din Liga Florilor. Aici avem o ciocnire pe semicerc. Cred că e 7 metri. Da, 7 metri pentru apărare în semi. A intrat și Boiciuc pentru prima dată. Marin a ratat mai devreme o aruncare de la 7 metri. Intră din nou Curmenț, care are și ea 50% procentaj. Două parade din 4 plus un 7 metri ratat în fața ei. Boiciuc de data aceasta marchează și reduce handicapul la 5 goluri. Bine, la Bianca deocamdată procentajul se compune din parade puține, pentru că a și apărat mai puțin, dar, cum spuneam, în general, cam pe toate sectoarele jocului, Corona Brașov a fost superioară astăzi, 19-14, un atac din nou bine creionat, cu o linie de 9 metri flexibilă. Lasm intervenise din nou cu dorința de a mai face o intercepție, însă a faultat-o pe Milo Savljević acolo. Țicu din nou în centrul atacului Craiovei, în continuare fără jucătoare de mână dreaptă, dar nu s-a văzut foarte mult asta neapărat, cel puțin prin prisma golurilor marcate. Aici Pașcan din fault aruncă și este blocată încă o dată, aruncare de la 9 metri. Da, și jocul de astăzi, să știi, confirmă, din punctul meu de vedere cel puțin, poziția de podium a Craiovei. Locul 3 nu e unul întâmplător. Să vedem contraatacul acum, recepția este bună și interesant când a jucat din prima repriză. Da, angoleza se duce întins acolo și marchează ca o gazelă înfometată. 19-15 scorul. A jucat cu Lazar acolo, care este Inter. Mă rog. 4 goluri avans pentru SCM Craiova. Pașcan acum pentru Țicu, Milo Savljević. Pașcan pe pivot. Cântită acolo jucătoarea Craiovei pentru
A fost un duel al portarilor de la distanță, așa. Gudelin însă n-a avut apărare pe semicerc comparabilă cu ceea ce a avut Darli de Paula. Da, și spuneam în prima repriză, acele mingi care au revenit la Craiova sunt, cred că, 3 goluri reușite astfel. Aici au fost pași în fault, asta arată cei doi arbitri. 4 pași pentru Pleticosic. N-a fost prea împăcată cu această decizie Pleticosic, care a fost iarăși la minge. Las bătrunde, aruncă și ia din faul, din contact. Rămâne posesia pentru brașovence, dar iată câte resurse trebuie investite de gazde ca să marcheze sau eventual ca să arunce la poartă. Foarte bună însă și apărarea acolo. E o apărare tenace. S-a acordat însă 7 metri pentru apărare în semicerc. Da, intră din nou Boiciuc pentru a arunca. Poate să reducă la doar 3 goluri handicapul. După ce au fost 6, marchează Boiciuc. 2 din 2 la 7 metri. Și cam acestea au fost fazele în care s-a văzut Boiciuc până acum. 16-19, diferența se reduce la un ecart surmontabil, să spunem, și teoretic. Iată ce se întâmplă când Craiova nu mai are neapărat contraatacuri sau repune rapide. Pe atac pozițional, spuneam, da, suferă mai bine destul de mult Brașovul pe atac pozițional. Zamfir, cam în semicerc acolo. Țicu pasă în spate. Amenințare de joc pasiv, încă 3 pase din acest moment. Milosavljević blocată și probabil că se va face pentru Zamfir. How many? 3. 3 pase mai sunt, da. Da, astfel de momente sunt cruciale. Al 5-lea gol pentru Dejan Milosavljević din 6 aruncări. Fantastic, a depășit acolo apărarea și golul 20 vine pentru Craiova într-un moment psihologic. Brașovul recuperase, începeau să se reaprindă speranțele pentru o repriză secundă mai bună. Să vedem atacul Pleticosic, pasează în extremă, de unde vine golul. Bun, Brașovul începe să ducă un ritm mai bun, dar oare cât va putea să-l ducă? Asta este principala întrebare în acest moment. De fiecare dată când Craiova a apăsat pe accelerație, diferența s-a mărit și acel start de repriză secundă a fost foarte slab pentru echipa brașoveană. Cârstea a marcat la faza de adineauri pentru brașovence. 20-17, rămâne acest avantaj de 3 goluri. Pasă la intercepție, Lasmă, a doua intercepție, se duce în dribling ca la basket, aruncă de la semidistanță. Venise acolo Burcea Zamfir, cred, să o blocheze. 18-20. 4 goluri pentru Lasm și acum de la 6, diferența s-a micșorat la doar 2 goluri. Să vedem dacă poate susține acest ritm Corona Brașov. Și probabil că va veni un timeout de la Bogdan Burcea dacă echipa sa nu va marca în această fază, pentru că atunci Brașovul ar putea să revină la un singur gol. Să vedem ce poate crea Craiova. Zamfir acum aruncă puternic, bară și din nou incredibil. Incredibil norocul pe care l-are Craiova. Fantastic, toate mingile, parcă au magnet jucătoarele craiovence. De remarcat și Laura Lasm, care... Și vine timeout-ul lui Burcea, evident. A marcat inteligent atunci pe contraatac, a aruncat de la semi-distanță. Nowhere support. We don't need this. We need safe things. Okay, Tutu? We said we start from this. We start from this and we take 3 against it. Right side, okay. Line player from this 3 position you start to play for Claudia, okay, or for yourself, because this is the problem in the last minute. How you start? You play on this side. Al treilea pas la intercepție, a sesizat și Bogdan Burcea, fost antrenor al naționalei feminine. Da, e clar, sunt probleme în atacul Craiovei în acest moment. Să vedem dacă acest timeout are efectul scontat. Milosavljević acum, ratare...
Incredibil, iarăși. Absolut incredibil. Ghinion mai mare experiența ei, s-a dus tank acolo, Pleticoșic și foarte bine aici Lazm. Momente de joc foarte confuze. Dar replierea în sfârșit începe să apară din cauza că Lazm a sesizat poate acest lucru. Intrarea lui Fonseca a contat foarte mult. Iar e poate o enigmă de ce Fonseca n-a jucat în prima repriză, mai ales că nu aveai extrem acolo de meserie. Poate că a vrut Bondar să îi ofere 30 de minute complete în partea a... Aici pași s-a dictat. Aceasta a fost decizia arbitrilor. Acum din nou Craiova poate să se ducă la 3 goluri. Pasă pe pivot și marchează Jipa. Moment important al partidei. Brașovul putea să vină la un singur gol. Acum e la 3. După aceea eroarea lui Fonseca și vedem cum lucrurile se pot schimba. Spuneam, contează enorm experiența la acest nivel, în aceste partide. Pleticoșici a făcut mai devreme o greșeală de începătoare, avea extrema lângă ea, a preferat să se ducă în adversar, să facă forțare. Pentru brașovence, o echipă încărcată de istorie. Totuși, cel mai bun sezon e 2006, când au câștigat campionatul, Cupa și Cupa Challenge. O finală cu Tomis Constanța, dacă mi-aduc bine aminte atunci, în Cupa Challenge. În extremă pentru Crâpej, aruncă peste 72 de goluri. Și-a dat o medie de 9 goluri pe meci, iată că mai și ratează, dar a și jucat tot meciul. 21-18, cu 20 de minute înainte de final, putem spune că, măcar în teorie, meciul nu-i terminat. Lazm a reintrat în centru, preia acolo, mingea încearcă angajarea la pivot, aglomerație. Se apără bine craiovencele, obțin și faultul, forțarea în atac, Burcea Zamfir pătrunde, aruncă. Nimic și se lasă jocul să continue, contraatac, bună pasa pentru Fonseca, ratează din nou. Se fluieră ceva, ce s-a fluierat oare? Galben pentru banca lui SCM Craiova, pentru Bogdan Burcea. Foarte teatrale gesturile arbitrilor de a arăta aceste avertismente. Teoretic e mingea... Brașovului? Da, mingea Brașovului este, dacă ai luat decizie disciplinară împotriva băncii unei echipe. De neînțeles. E un antrenor cu foarte mare experiență, Bogdan Burcea, și cumva ar trebui, din punctul, pentru că este și secundul naționalei României, din punctul meu de vedere, fără a discuta aici că e vorba de Bogdan Burcea, de Gheorghe Tadic, de oricine, un antrenor nu poate să facă astfel de lucruri, să coste echipa lui un atac sau să joace 2 minute mai puțin, indiferent ce fac arbitri. Indiferent. Așa este. Pleticoșici acum și iată ce se întâmplă. Vine Brașovul la doar 2 goluri. Dar pe această cădere de moral din tabăra olteană, 21-19, 7 metri. Da. Foarte bine a pătruns acolo Claudia Pașcan și a obținut această decizie care vine iar psihologic, pentru că dacă ratau craiovencele aici, corona putea să vină la un singur gol. A fost însă apărare în semicerc evidentă la Lora Lasc. Și avem 7 metri. Milosavljević înscrie fără niciun fel de emoție la această fază. O învinge pe Anica Gudel, care e o portăriță și a... Nu, era Munteanu, Elena Voicu. Da, Elena Gabriela Munteanu. A intrat pentru această aruncare de la 7 metri. La poartă stă bine Brașovul. În rest sunt probleme. Cel puțin la nivelul... Anica Gudel a mai fost înlocuit o singură dată cu Rădoi, tot la un 7 metri. Da. Altfel nu avea de ce să fie, exact. Pentru că a avut o prestație foarte bună. Acum Pleticoșic și Lazar. Păcat pentru Brașov. Sunt momente în care pur și simplu parcă se trage așa ștecherul din priză. Nu mai gândesc jucătoarele și acum ar trebui să o facă Milosavljević, 7 metri încă o dată. Cam același tip de fază ca și la
decizia anterioară cu Claudia Pașcan, atunci însă în rol de pătrundere pentru formația craioveană. Și Miloslav Levic este o jucătoare foarte experimentată, are 28 de ani, a fost la Podravka mulți ani, apoi a mers la Siofoc în Ungaria și marchează încă o dată 7 goluri. A avut un sezon foarte, foarte bun în Champions League, de fapt 2 la Croației. Merită din plin acest statut de internațională, atacă brașovencele, nu reușesc nici acum să marcheze. În sfârșit, o recuperare ofensivă și pentru ele, după intervenția... Le domină Darli Zogbi de Paula. Ia 12-a intervenție pentru de Paula. Intervenții foarte bune, acum două la rând, 1-1 cu adversarele, și asta contează enorm. Pasă pe pivot, Klikovac de data aceasta reușește să marcheze, are 4 goluri. Jucătoarea muntenegreancă venită de la Vâlcea și diferența este în continuare de 3 goluri. Se joacă acest meci, dar e clar, Corona are nevoie de mult mai mult în ofensivă și de puțin noroc în defensivă. 20-23. Până la urmă, norocul poate interveni și poate fi pretextat la valori echilibrate, ceea ce, sincer să fiu, nu putem spune că s-a întâmplat astăzi. Mai experimentată, mai rutinată Universitatea Craiova. Iată că greșește Craiova aici. Da. A trecut prin semicerc una dintre jucătoare, asta arată cei doi arbitri, și acum Brașovul poate să vină metri obligată puțin să se odihnească Zenaida Carlos. După ce a jucat aproape toată partida, acum Lazar, apărare avansată a Craiovei, în extrem ar trebui să meargă această minge, Lazm foarte bine, însă găsește acel culoar între intermediar și centru, pătrunde și marchează 5 goluri pentru jucătoarea din Franța și are doar 2 goluri Craiova în acest moment. Și Zenaide Carlos a micșorat un pic ritmul, nu mai este la fel de eficace ca în prima repriză, în schimb a venit Lazm tare din spate și a punctat, iată, a ajuns la 5 goluri, un indice de eficiență foarte bun pentru ea, a și avut acele intercepții la propriul semicerc. Jumătatea reprizei găsește totuși un meci teoretic echilibrat, spun numai teoretic pentru că, uite, își face Craiova jocul greu, relansare Fonseca prinde, să vedem dacă marchează, trimite însă pe lângă poartă. În extremă din nou pentru Crâpeș, de data aceasta nu mai ratează. Din nou Brașovul, când să revină la un singur gol, greșește. Și iată, vedem în reluare această fază. A fost ținută de tricou. Incredibil. Da, are dreptate. Incredibil. Și publicul să facă această hărmălaie, nu? Scorul s-a dus la 24-21, iată. N-ai ce să zici, când vezi astfel de faze, e complicat. E foarte complicat de justificat. De ce? Era 7 metri aici dacă nu marca Klikovac. 5 goluri pentru pivotul muntenegrean, iar acum Craiova n-are pus corect și trebuie să refacă această aruncare de start. 22-24, 14 minute și 10 secunde. Erori care au oferit, să zicem așa, un pai salvator pentru Corona Brașov în acest meci. Altfel, valoric vorbind, Craiova n-ar fi trebuit să-și pună probleme în a câștiga acest meci, ci pe terenul noi promovate. Da, e o echipă care se descurcă bine, evident, la nivelul ei și la Baia Mare a pierdut la un singur gol foarte, foarte greu Brașovul. Spuneam, a câștigat acel meci cu Rapid. O surpriză enormă, dar până la urmă... și aici... Iarăși cap în cap. Da, aici ar fi vreo 2 minute eliminare. Am avut o fază asemănătoare în prima repriză. Laura Lazm pare a fi însă cea care a inițiat acest contact. Da, și dacă vine medicul, va sta 3 atacuri. Claudia Pașcan. Ar fi vreo forțare Lazm. E o decizie la latitudinea arbitrilor până la urmă aici. S-au făcut meciul greu, cei doi arbitri. Ia să vedem. Din punctul meu de vedere, fault clar. Tu ce zici?
Nu știm, nu suntem arbitri. Normal, Cristi, că nu, noi suntem, nu suntem arbitri. Nu putem decât să chibițăm așa pe margine. Dacă vezi niște lucruri destul de clare, mai trebuie să le și spui. Spuneam, e un meci greu din acest moment. În prima repriză au fost 3 eliminări venite după minutul 27. N-a fost un meci neapărat dur, dar în această parte secundă, eu zic că Brașovul poate să, poate să impute 3-4 decizii destul de clare. Pașcan e groghi însă, trebuie să-și regăsească suflul. Asta e o problemă pentru Craiova. Chiar dacă nu a marcat, e acolo o jucătoare importantă pentru rotația echipei lui Bogdan Burcea. Vedem în reluare această fază. A dat cu capul în Lazm. Eu zic că Lazm era deja acolo, nu prea avea cum, doar să se teleporteze. A ieșit în întâmpinare foarte bine Lazm acolo. Da, stă, va ta cel puțin 3 atacuri, dacă nu mai mult, dacă nu-și revine. Dar Burcea Zamfir, excelentă aruncarea. Un tunar pentru Craiova, 3 goluri pentru Cristina Burcea Zamfir și 25-22. Repunere rapidă. Foarte bun paravanul. Da, paravan din 2 acolo făcut în prejurul Catarinei. 1-1 acolo. Craiovei probabil, da. A Craiovei și din nou se pot face 4 goluri. Milosavljevici limitează un pic viteza acestui atac pentru că au nevoie de secvențe ofensive cât mai lungi craiovencele acum și să nu greșească, să marcheze. Burcea Zamfir pasă la extremă. Da, Craiova poate gestiona meciul, are experiența necesară, asta este clar. Important pentru echipa lui Bogdan Burcea este să nu forțeze, să nu mai facă greșeli pentru a oferi contraatacuri brașovencelor. Milosavljevici acum, Țicu, pași, pași aici, clar. A uitat să bată mingea Ana Maria Țicu. 2 minute eliminare pentru penală. Da, a dat cu piciorul în minge, este gestul arbitrilor. În mod normal, o astfel de fază, chiar dacă nu duce la la o înfrângere, ar trebui analizată de către conducerea unui club. Și e foarte simplu, amendă, pentru că nu ai cum să faci acest lucru. Uiți să bați mingea, greșești și mai dai și la mișto cu piciorul. Dai și la mișto cu piciorul în ea. Și a doua eliminare pe neglijență luată de craiovence în ultima perioadă. 25-22. Continuă jocul. Brașovencele, cum spuneam, obligate să marcheze. Acum ratează însă, este 7 metri. Foarte frumoasă faza, nemulțumită Bobana Clicovas pentru că a ratat din nou. A mai avut o paradă 1-1 Darli Zogbi de Paula. Se oprește timpul pentru că va intra Curmenț în locul golkeeperului brazilian. Ce pas a dat aici Pleticoșici. Jucătoare foarte creativă, am văzut-o și la Buducnost în sezoanele precedente. Avea o legătură foarte bună cu Bojana Popovici, fosta mare jucătoare, actual antrenor la Buducnost și la Naționala Muntenegrului. Boiciuc față în față cu Bianca Curmenț. Boiciuc tot acolo, toate cele 3 aruncări au mers acolo ale Alisei Boiciuc. 3 goluri de la 7 metri pentru jucătoarea care n-a evoluat deloc în afara acestor aruncări. 25-23, om în plus pentru Craiova, pentru Corona, pardon, ceea ce înseamnă că echipa brașoveană, de ce nu, poate ca aici depășire, nu se dă nimic, nu se grăbesc jucătoarele Craiovei pentru că evident sunt cu un om mai puțin, fără portar la această fază. Acum aruncă puternic, dar intervine Gudeli. Fabulos, fabulos. Și încă o minge recuperată de Oltence la semicercul advers. 26-23, Gudel are și ea o reacție de nervozitate pentru că e normal, aruncă, iată, Burcea Zamfir, minge. E foarte frustrant, e foarte frustrant pentru Brașov, excelent pentru Craiova, evident. Acum Lazm, oh, la, ce greșeală a făcut Lazm aici. Avea culoar să pătrundă, pasa mult prea tare pentru Cârstea. Și mă tem că aici e finalul pentru Corona Brașov, pentru că n-a putut să profite în superioritate numerică de avantajul pe care l-a avut. Ba mai mult, Craiova și marcat și poate să se distanțeze. Zamfir în extremă,
N-a mai avut curaj Mugoșa acolo să pătrundă. Deci, nu se dă pentru că probabil n-a fost contactul atât de tare sau Cârpeș a lăsat capul în spate, dar a fost contact la nivelul gâtului. A lăsat un pic în spate. Da, a mers, da. Și a mers mâna. Da. Primul contact a fost la nivelul abdomenului. Destul de riscant însă intervenția. Gudeli! De data aceasta nu mai este nimeni care să recupereze. În sfârșit, o minge care nu-i recuperată după intervenția portarului Anica Gudeli. Cred că e prima astfel de situație. În rest, până acum, mingea a sărit numai la Craiovence. 26-23, 9 minute și jumătate din partidă, dragi prieteni. Ne vom muta, să nu uităm, de la 5 și jumătate la Baia Mare pentru meciul dintre Minaur și SCM Râmnicu Vâlcea. Așa, acela e un meci greu pentru Vâlcea, cu multe absențe în continuare. Acum Fonseca ratează, incredibil, Darli Zogbi de Paula, man of the match, sau woman of the match, a spune, 14, tot în 1-1, 7 mingi scoase 1-1 cu extremele, incredibil procentaj. Da. Peste, adică 70% chiar, fix 70%. În fața extremelor. Din lateral a închis unghiurile perfect. 7 metri aici. Se vede clar că Brașovul n-are soluții pe extremă și în aceste condiții diferența se face. Sunt 7 mingi, 1-1, incredibil. Și diferența este de doar 3 goluri pe tabelă. Milosavljević își face treaba la 7 metri, marchează și ea cu ușurință. Darli de Paula, Milosavljević, un fel de axă a echipei. Plus Cârpeș. Plus Cârpeș, desigur. Da. Sunt interesant pentru că Craiova are 7 jucătoare care au marcat, dintre care 2 din ele cu un gol, Jipa și Țicu. În rest, multe goluri pentru Milosavljević. Acum Fonseca, insinuată pe pivot, marchează. Și Fonseca a jucat bine, iată, transformat aici în pivot din extremă, 27-24. Păcat că n-a fost inclus în plan și în prima repriză, dar poate... Da, interesantă, interesantă decizia. Poate n-a putut tot meciul, pentru că cumva să joci cu... Aici gol, dar din pași. Să joci cu un Inter masiv, cum e Lazar acolo, e clar că nu e cea mai bună poziție. Și probabil că a fost ceva și pe plan defensiv, pentru că aici se poate face schimbarea foarte ușor, pentru că Lazar se apără în extremă. Interesantă mișcarea Brașovului, dar aici Cârpeș marchează. 4 goluri diferență, 28-24, și mă tem că meciul este cam gata pentru Brașov. Interesant și că Bondar n-a cerut time-out, nu? Până în acest moment. Da, poate nu i-a trebuit. Fonseca zboară acolo frumos, dar trimite pe lângă poarta, închis unghiul Darli de Paula. Îi crește procentajul chiar dacă n-a fost o paradă aici. Poziția, da, ei a obligat-o pe Fonseca. Din nou 1-1 pe extrem. Din nou 1-1 pe extremă și aici a fost marea problemă a Brașovului. Lipsa soluțiilor, lipsa de experiență, multe greșeli, foarte multe greșeli. Și că sesizam noi acest aspect. Nu, apărat, a fost cu vârful piciorului. 15 parat. Vorbeam de faptul că sunt numai două extreme de meserie pentru ambele posturi de extremă la Brașov. Uite că acolo s-a făcut diferența. Cârpeș marchează și ea imperturbabilă din partea cealaltă. 9 goluri pentru Catarina Cârpeș. Da. Bobana și lor. Da. We must stay in defense and we must run. We must need easy goals and very quickly. Și acum diferența poate va crește, dacă trebuie să riște absolut totul. Nu știu dacă Vlașca 7-6, clar în apărare va fi 5-1, om la om. Probabil pe Milosavljević. Dar, per total, aici, greșelile făcute pe contraatac, din extremă, 1-1, a scos 9 mingi, dar Lizobi de Paula are 15 parade. Incredibil. Evoluție fantastică pentru golkeeperul Craiovei și vedem cât de mult contează un portar, pentru că
se vorbește mult, ok, ai nevoie de apărare, ceea ce este perfect adevărat, dar în momentul în care ești 1 la 1, sunt prea multe parade 1 coroborată și cu evoluția nesigură a extremelor, iar această evoluție de siguranță din apărare a dat, din poartă, a dat o senzație de confort jucătoarelor de pe semicerc. Boiciuc acum, la 7 metri, tot reușește acolo să înscrie. 4 goluri pentru Boiciuc, care încet, încet începe să devină una dintre cele mai bune marcatoare. Păcat că n-a jucat mai mult. Interesantă decizia lui Alin Bondar. A preferat, într-adevăr, experiența lui Pleticoșiț și lui Lazm. Asta este clar. Dar, per total, nu văd de ce n-ar juca. Adică, nu mi se pare că ar putea fi mult mai slabă decât celelalte jucătoare. Lazm aici, ratare a Craiovei. Pașcan a dat pe lângă poartă de acolo, contraatac al Brașovului, deschidere la extremă, Boltă și în sfârșit învinsă Darli de Paula de Hârstea. Foarte bună pasă dată de Pleticoșiț. Are destule pase de gol Pleticoșiț. O jucătoare, spuneam, foarte cerebrală. 5 plus 1 apărarea. Milosavljević acolo, luată cam om la om. Cred că e a patra pasă de gol la Pleticoșiț în această partidă. Craiova trage așa de timp, câte puțin, câte puțin, pentru a mai scurge din acest match. Brașovul riscă, într-adevăr, o defensivă mai agresivă. Amenințare de joc pasiv acum, Burcea Zamfir, Crpej! Ho, ho, ho! Acum Gudeli spune că a fost lovit în față. Mingea a intrat în poartă și a fost golul cu numărul 10 pentru Crpej. Iată, venit în pivot. Crpej aici, plonjează. Și-a prezentat și scuzele. Da, e posibil să o fi atins, să o fi șters așa în zona feței pe Gudeli, acolo pe Anica Gudeli. 30-26, arbitrii n-au sesizat acest aspect. Altfel, nu s-ar fi dus să ceară scuze dacă nu se întâmpla nimic. Da, 4 goluri, 4 minute, sau mai puțin de 4 minute. Revedem aici faza, da, a lovit-o clar în zona frunții. O minge care apoi a ricoșat în plasă. Recuperează craiovencele, care pot da drumul la acest contrat. Pleticoșiț greșește, dar a fost faultată. Mai primesc acum niște decizii așa. Prima repriză la o fază asemănătoare nu prea s-a dat. Boiciuc rămas în teren după cel de-al patrulea gol marcat din aruncare de la 7 metri. Iată un Inter dreapta, încearcă pătrunderea, aruncă și înscrie și din acțiune. A cincea reușită pentru Alicia Boiciuc. Și devine cea mai bună marcatoare a coronei alături de Azenaida, Carlos și de Lazm. Evident, 4 goluri din 7 metri, dar... Și Bobana Clicovaț are tot 5. Și Clicovaț are 5, dar 4 jucătoare, 20 de goluri împreună pentru Brașov. Craiovencele cu acest atac pozițional condus de Milosavljević și game over. Da, marcat Țicu. Terminat. Da, meciul cred că s-a terminat de destul timp, dar în acest moment Fonsare acum și la practic. Da, acum Craiova cumva care a arătat niște slăbiciuni pentru echipa craioveană, mai ales pe jocul pozițional, mai ales de la linia de 9 metri. În rest, extremele așa cum le știm, jocul cu pivotul destul de bun, puțin noroc la acele recuperări transformate în gol. Poarta impecabilă. Poarta a mers fantastic, da. 17 parade în total, 15 de la Darli Zogbi de Paula. Și 3 puncte importante pentru echipa craioveană, din nou în extremă, dar scoate Gudeli și ea cu 14 parade. Păcat pentru Brașov că acest gol a fost. Ia uite ce eroare face. Păcat pentru Brașov că
această evoluție bună a lui Gudeli a fost ștearsă cumva de erorile din atac ale echipei, dar per total victoria Craiovei spune că e meritată. A faultat Boiciuc acolo la Mugoșa. Intrăm foarte curând în ultimul minut al partidei. Craiova conduce 31-27. Brașovencele au lăsat și ele brațele jos. Știu că nu mai au cum să mai revină de la această distanță. Mai înscrie o dată din extremă cu Cârpeș formația craioveană. 11 goluri, a ajuns la 77 în acest sezon și mai are 3 până la o medie de 10 goluri pe meci. Fantastică. Oricum, Constanța. 7,7 pe meci pentru o extremă fantastică. Sunt mai 9, mult. Sunt mai 9. Mult, da, da, da. Sunt aproape 9-60 ceva de genul ăsta. Da. O consistență, o constanță fantastică și o consistență a evoluțiilor foarte, foarte bună pentru această jucătoare venită și ea de la Siofoc. Golghetera Europeanului din 2018, spuneam. Ar fi fost Cristina Neagu dacă nu se accidenta, da, atunci în acel meci cu Ungaria. Pofta de gol și în campionatul nostru. Evident, încă 15 secunde. Acum amenințare de joc pasiv, aruncă blocat acolo Moraru și vine eliminarea. Cade pasivul, mai sunt 9 secunde. Ce poate să facă Brașovul este doar să reducă din handicap la 4 goluri diferență. Cristina Burcea Zamfir va sta pe bancă, 9 secunde. Boiciuc acum, aruncă Boiciuc de la șold. Nu cred că va mai fi aruncare de la colț, se oprește și Craiova câștigă. Victorie importantă în clasament pentru SCM Craiova, care face 19 puncte. O obligă practic pe SCM Râmnicu Vâlcea să câștige și ea la meciul, în meciul cu SCM Baia Mare, care va fi de la ora 17:30 pe Pro Arena. Ne revedem atunci. Luăm o pauză. La revedere!